Bună dimineața! Uite, la pești am uitat să dau de mâncare. O să le dau după. Azi m-am trezit mai devreme. Avem mai mult de lucru. O să fac ceva sarmale. Acum vreo 15 ani eu am fost la Vatra Dornei și la un... la un restaurant am mâncat niște sarmale care pe mine m-au marcat. Erau mari, imense, imense. Ei, mie sarmalea mi-a plăcut cel mai și cel mai mult. Vă dați seama că ingredientul principal este umplutura, carnea. Așa că de ce să te chinui să faci sarmalea cât unghia? Nu știu dacă ați văzut la domnul Sorin Constantinescu când a fost în Republica Moldova. Cineva se chinuia cu penseta să facă niște sarmale. Le mâncai cu lingura și intrau vreo 5-6 sarmale într-o lingură. Nu știu. Eu n-aș face așa ceva. De ce să te chinui și să te privezi de ce e mai bun, adică interiorul sarmalei. Așa că eu să le fac mari, mari, mari și sper să vă placă. Uitați ce am pregătit. Am foi de varză murată, un suc de roșii. Aici am o spată de porc pe care o să o toc eu. Am ceva bacon afumat, nu știu cât de afumat este, dar să zicem, este la crin. Am zis să cumpăr, atât s-a putut, să cumpăr de la Cristin pentru că am fost la Casa Timiș și mi-a plăcut foarte mult. Și două foi de șorici. O să vedeți ce fac cu el. Mama mea, o să tăpească în gură. Deci, prima dată o să toc carnea. Pisticile sunt foarte atente. O condimentăm. Vedeți ce pun? Ah, lipsește orezul, deci, bineînțeles. Și am oală de asta de lut cu capac, băgăm la cuptor, o să iasă o bunătate. Haideți să începem sarmalele gigant. Am tocat carnea. Uitați ce bine arată. Am pus și puțin din bacon, am tocat acolo pentru gust și pentru să fie puțin mai grasă carnea. Spata este ok, dar mai trebuie ceva grăsime. Uite ce bine arată, carne proaspătă. Și acum să punem condimente. De aici din grădină, ia uitați cât a tufa de mărar. Eu am luat de la Lidl o tufă mică și uitați cât a crescut. Este incredibil. Are jumătate de metru înălțime. O să luăm mărar proaspăt de aici. Hai să și condimentăm carnea. Pisicuțele au simțit imediat. Prima dată orez. În acesta cu bob rotund. O ceșcuță de orez. Sare. Boia dulce afumată. În loc de cimbru, puneți cimbrișor. Este mult mai aromat. Așa. Piper. Eu întotdeauna la sarmale pun mărar. Am văzut că în zona Brașovului ei nu pun mărar, dar nici nu vor să audă. Dacă le-ai pus mărar în mâncare, nu mai vor să mănânce. Prietenii mei de la Poiana Brașov, așa gătesc. Și ca să aibă orezul ceva umezeală să se hidrateze, punem și suc de roșii. Uite așa. Este suficient. Acum eu îmi bag mâna și amestec totul. Astea sunt condimentele mele. O să gust, o să gust. Și dacă mai trebuie sare, piper, vedem. Uitați cum arată compoziția mea. Sare ar mai trebui, dar foile de varză murată sunt și ele sărate, așa că nu o să mai pun. Este suficient. Foarte puțin sare să puneți. Altfel o să iasă sărate, sărate.
Acum urmează partea care mie nu-mi place deloc. Să umplu sarmalele. Vai de mine și de mine. Nu prea am răbdare, dar hai că ne descurcăm. O să-mi pregătesc prima dată foile. Asta tai așa. Iar partea asta nu o arunc pentru că o toc și o punem. O punem staturi. La fel fac și cu următoarele. Să vedem câte sarmale o să iasă, pentru că eu le vreau mari. Am pregătit aici foile. Uitați ce mari sunt. Gigantice. Mai am, cred că aceea sunt, este o treime. Mai am două treime. Dar hai să le umplem întâi pe astea și vă arăt o sarma, pentru că după aia mă duc în casă. Vă spun, nu am răbdare să umplu sarmalele. Dar îmi plac atât de mult, cred că sunt fanul numărul 1. Sunt sarmagiu. Umplem sarmalele. Prea multe nori să iasă, pentru că, vedeți, le fac mari. Oh, ce fain! Perfect! Așa îmi plac mie sarmale. Hai să mai facem una. Dacă aveți nunți, botezuri, crumetrii și aniversări, mă puteți chema. Ia uite aici. Ia uite aici ce frumoase sunt sarmalele mele. Ia uite alea, zici că-s pachetele de primăvară. Asta este cât 3 sarmale normale. Mie așa îmi place. Așa le fac pe toate. Vai de mine și de mine, uitați cât de bine arată. Sunt așa sănătoase la 15 cm. Și să știți că așa mari le umplu cu drag. La alea mici îmi pierd răbdarea. Uitați cum arată. Sarmale de român adevărat. Mama mia. Sunt sigur că acum mulți o să comenteze. Dom'le, eu le fac mici, care sunt mai bune. Da. Fiecare cum a învățat, cum îi place. Sunt mulți care, dacă știu o rețetă, nu o schimbă niciodată, nu mai pun un gram de sare în plus sau un gram de, nu știu, alt condiment. Eu vă arăt și un alt fel de a face sarmale. Și o să vă placă. Mama mia! O să pun sarmalele în această oală de lut. Eu am ținut-o la hidratat vreo 2 ore. Aici e cel mai important. Straturi, să vedeți ce fain o să iasă. Hai să punem în oala de lut. Primul strat este de varză. Din cotoare eu am tocat și asta este extraordinară. Acum sarmale. Sper să intre. Ei intră. Și ce bine intră. Uite așa. Bacon. Șorici. El a stat la congelator, dar să vedeți cât de fragil o să iasă. Și am stat de șorici.
iar varză acră. Mamă mia. Sarmale. De-astea adevărate. Și tot așa. O să vă arăt când este gata. Asta o să o strâng puțin, că s-a desfăcut. Uitați ce fain, au intrat toate. Parcă au fost măsurate pentru această oală. Asta pe margine este șoric. Frunze de dafin. Suc de roșii. La fel, am observat că în zona Maramureșului nu se fac sarmalele albe. Nu folosesc deloc suc de roșii. Mie așa îmi place, să le văd puțin mai colorate. Acum, na. Fiecare le face, fiecare le face cum le place. Apă? Capacul și la cuptor 180 de grade, cred că 3 ore. Mama mia! Ia uitați aici, familie fericită. Puii au început să mănânce și conserve. Deja sunt, ia uite, sunt mărișoari. Asta mi-aduce toți motanii în curte. Abia aștept pe 30 să le sterilizez. Hai mă și tu, hai, bine faci. Pleci tu, hai, treci. Borcea, tu nu mănânci. Borcea. Ce frumos e Borcea. Ia uitați aici. Toată familia la masă.
S-a întors și mama rătăcitoare după vreo 2 zile de mârtănit. Ce Borcea? Ce? Uf, iată-ți, s-a reunit familia. Ia. Tu ce vrei, mândolave? Băi, 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 băi. Ce frumos e. Ni. Tu vrei în prim plan, întotdeauna. Tu ești un actor. Un actor, treci acolo. Da. Neamă, tu ești. Hai, bau. Gata, sarmalele mele, te-am lăsat fix 3 ore, eu nu am scos capacul, nu am făcut absolut nimic. Oala asta de lut este extraordinară, hai să și deschidem. Oh, frige. Ia uite cum arată. Uitați cum arată ăla șoric. Mama mia, ăla stă pește în gură. Dacă ți-o zic, am înghițit în sec. Mama mia. Cât de fain a ieșit. Mă duc, pun capacol, mă duc, fac repede o mămăligă, pe la se odihnească așa și punem în farfurie. Abia aștept să mănânc, abia aștept, vă spun. Am făcut mămăliga, uitați, am pus și în farfurie. Cred că 3 sarmale de asta este foarte mult pentru un singur om. Șoricul ăsta se topește în gură. Aici bacon. Încă puțin mărar. Așa. Un ardei iute, neapărat. Uitați cât de bine arată. Imediat aduc un cuțit și o furculiță, că vreau să și gust. Și sper că vă fac o poftă extraordinară de sarmale de astea giganti. Sarmale românești. Mama mia! Aduc cuțit și furculiță și gustăm. Mama mia! Hai prima dată din șoric. Din ăsta mi-e cel mai poftă. S-a transformat într-o gelatină. Extraordinar. Ce pește în gură. Hai de mine. Ce bun e. Așa trebuie să arate o sarma, românească, adevărată.
bate nici bătă. Asta e cu o geată, se topește în gură. Vai, vai, vai. Extraordinar. Vă spun, trebuie neapărat să încercați. Acum, sunt sigur că fiecare face diferit. Și dacă îmi ziceți, o zonă a țării, oricare ar fi ea, pun pariu că vecinul dumneavoastră nu face sarmalele la fel. Așa că eu v-am arătat un mod de a face sarmale. Poate să vă placă sau nu, dar eu sunt sigur că vă place. Mă chemați, v-am zis, mă chemați la anunți, cumetrii, botezuri, zile onomastice. Mă chemați neapărat. Acum eu dacă vă spun, dacă v-a plăcut, vă mulțumesc. Uitați cât de bine arată. Trebuie să încercați. Chiar dacă nu sunteți de acord cu mine, pisicile sunt de acord. Nu uitați, ținem legătura. Vă spun poftă bună și la revedere cu sarmale gigant românești. Mamă mia!